Da, toată familia spune că Iustin e șeful. Indiferent de șmecherie, fără șmecherie, dar Iustin e șeful! Suuu! La 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 la. Mamă! Să nu vă supărați în comanda lui Iustin, să-i dea Dumnezeu fericire și noroc! E viața lui Cristi pe plețe lui, fița României! El e șeful familiei! Hara turmen! Una, două, trei! Ha! Lui Iustin. 1 milion pentru Iustin, de la Iustin 2 milioane, 3 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 6 milioane, 7 milioane, 8 milioane, 9 milioane, 10 milioane, 11, 15 milioane pentru Cristin, șeful lui. 2 vorbe pentru Iustin. E la ora care-mi cunoaște durerea, când nu mi-e bine, la ora mea plânge pentru mine. Și când mă înțeapă inima, vine și balaura, vine și balaura. Și drăicuțul meu Cristi și-a zăpăcit dușmanii. Ia mă rog, familia ei, cea mai frumoasă familie, din partea lui șefa Laura. Ia vă rog. Pentru Iustin, frățiorul lui, spune așa, refrenul. Din partea lui Cocor. Pentru Daniel. Pentru Gajoro, Laura și Daniel. Toată petrecerea asta frumoasă să rămână istorie ce ați făcut voi. Adevărat. Ia uzi. De câte ori, de câte ori sunt supărat, de câte ori sunt supărat, vine tăicuțul meu la pat și mă întreabă tatăl meu, ce-ai pățit, băiatul meu? Să nu te văd supăra, că nu mai am somn de pară. Și refrenul! Iustin e puterea noastră, el este pe plețea noastră. Iustin e regele nostru, ala pentru prorocul. Iustin e puterea noastră, Iustin e perfecția noastră. Cum este ziua de Paște, ca Iustin nu se mai naște. Una, două, trei și... Hai, da! Ce spune Iustin? Și am eu la vârsta mea, nu o să mai ai pe nimeni. Ce primesc eu de la tăicuțul meu, să-i mulțumesc lui Dumnezeu.
recunoaște toată strada că sunt băiată în partea ta. Ce n-aveau la vârsta mea, of, nu mai are nimeni. Și refrenul: lasă, audă toți vecinii, am primit urus la forchini. Ăsta e secretul meu. Mulțumesc, suta ta mea. Fără număr, fără număr de la Daniel, pentru tăicuțul lui, de la Ionuț. Pentru tot ce înseamnă Cristi Piticu și familia lui. Să rămână, să repete refrenul lui Justin. Tăicuțul lui Cristi, care fără de el era greu de tot. Și refrenul: da! Lasă urmă toți vecinii, că m-am urus Lamborghini. Mulțumesc lui tatăl meu, tatăl meu, mentorul meu. Lasă urmă toți vecinii, că mi-a luat Lamborghini. Și să audă lume multă că urmează mare luptă. Lasă audă toți vecinii că l-am urus la Borghini. Și face luptă n-a păruat, mai bine de 10 ori Florințana. Nu e Cristi Piticu, ăsta-i, Doamne, fericitul. Are băieți cu putere, Justine și Daniele. Pentru valorile lui Cristi Piticu, pentru Justin și Daniel. Și de la Florin pentru familia asta, de la Ionuț și Aili. Și pentru Marta, să rămână. Două vorbe. Să rămână, două vorbe. Iauzi, ce spune acum? Auzi, Daniel, strească în fata ta. Ce spui tu? Așa, tată, ca la noi, să câștige orice război. Suntem băieți de bani, gata. Pentru noi a riscat tata. Așa ceva nu se poate, ne-a făcut poftele toate. Asta-i Vicky cu Cristi, ce să joacă cu banii. Ia-uzi, ia-uzi. Dar mai vine cineva, șefa noastră la una. De ce? S-a născut cu sânge rece, peste șefa nu se trece. E maicuță cu noroc, face bani când stă pe loc. E la ura șefa noastră, mama noastră norocoasă. Și refrenul: lasă audă toți vecinii că ți-am luat Lamborghini. Tu ești băiată banca ta, cum să uită toată strada. Daniele, Daniele, cu putere. Și Marta și Naili și Daniel cu sufletul.
Alex pentru David, să trăiască. Și refrenul ăsta la trec pentru familie și de la domnul Torez și Mânticul. Una, două, trei. Am familie frumoasă, lumea mă invidiază. Familie cum vreau eu, mulțumesc.